Ζωβιώτισσα, Παναγία η Προύσιώτισσα, Παναγία αξιονεστή, Παναγία η Μαλεβή, Παναγία. Cunoscând importanța factorilor sociali, culturali și religioși, care pot influența în mod hotărător procesul de educare și formare a copiilor, pe de-o parte, și având în vedere preocuparea constantă a Bisericii pentru creșterea și educația sănătoasă a generației tinere, pe de altă parte. Am dorit să acordăm, prin realizarea unui centru parohial pentru copii și tineri, sprijinul necesar realizării acestui deziderat comun societății și bisericii la nivelul parohiei noastre din localitatea Megidia, județul Constanța. Faptul că trăirea emoțională a orei de religie din școlile de stat își găsește continuarea firească pentru cunoașterea și exprimarea credinței de comuniune a oamenilor cu Dumnezeu, pentru asimilarea de cunoștințe și transmiterea credinței și culturii creștine în mediul cel mai propice și cel mai natural al lor, și anume biserica. Am propus pentru copiii enoriașilor noștri acest proiect, ca o alternativă creștină pentru petrecerea timpului liber cu implicații socioculturale pe termen lung. În principal, ne-am gândit să încercăm să suplinim sau să sporim acea asistență caldă, binevoitoare, iubitoare, de care adesea copiii duc lipsă în zilele noastre, precum și cultivarea dimensiunii religioase a sufletului uman, pe care școala, familia și societatea o pot împlini doar împreună cu biserica. Totul a început în luna noiembrie anului 2010, cu pregătirea unor colinde și a unei scenete religioase realizate de copii. Nu putem uita acum, în ziua de Crăciun, după bucuria și entuziasmul copiilor și al credincioșilor care s-au bucurat de sceneta noastră Irod și Magii, rămași în biserică pentru a împărți daruri copiilor ce s-au trudit, am fost întrebați de copii: și acum ce mai facem? Ne vedem săptămâna viitoare? Și de atunci, tot răspundem pozitiv copiilor noștri la dorința lor de a se bucura în biserică și a vedea în casa Domnului și casa lor spațiul în care se bucură și creează, dăruiesc și se dăruiesc lui Dumnezeu și oameni. Copiii au început să vină din ce în ce mai mulți. Nu ne mai descurcam, trebuia să inițiem noi activități care să le placă copiilor, să adunăm materiale de lucru. Râvnă aveam, dar nu și pricepere. Așa am găsit proiectul Patriarhiei Hristos împărtășii copiilor, apoi la puțin timp și noul proiect de care noi am aflat în 2011, Alege școala. Eram doar doi preoți cu grijă a construcțiilor, a slujbelor, a credincioșilor. Am cerut sprijinul profesorilor de la școlile din vecinătatea parohiei. Au răspuns prezent pentru Domnul câțiva profesori cu inimă mare și spirit de jertfă și inițiativă. La un moment dat, erau 10 profesori, 60 de copii înscriși la activități, cu activități derulate sâmbăta de la ora 13 la 16 și duminica de la 14 la 17. Lucrau către doi profesori, unul pe săptămână, timp de o oră, în cadrul următoarelor activități: educație morală religioasă, cerc de muzică, cenaclu literar, educație pentru sănătate, atelier de creație, cerc de limba română și engleză și un cerc de pictură. Odată cu stabilirea activităților, a voluntarilor, înscrierea copiilor, a fost nevoie de amenajarea unui spațiu special pentru copii în cadrul curții bisericii sau așezământului parohial, care în 2011 se afla ca și stadiu de construcție la roșu. Ne-am adunat în biserică de multe ori, apoi, odată cu definitivarea lucrărilor la așezământul bisericii,
ne adunam în capela ce funcționa în cadrul așezământului sau în sala de mese. În cele din urmă, datorită activităților copiilor care s-au bucurat de un impact pozitiv la nivelul parohiei, s-a reușit amenajarea unui spațiu dedicat copiilor la mansarda așezământului în suprafață de 41 de metri pătrați. Astăzi, avem ca beneficiari 35 de copii înscriși la centru, dar la activitățile desfășurate au participat de-a lungul timpului peste 150 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, precum și părinții, bunicii acestora. Participarea unui grup de copii din cadrul centrului parohial în luna iunie anului 2011, la tabăra creștină Licăr de Lumină, organizată în cadrul proiectului național Alege Școala, la Mănăstirea Caraiman, unde copiii noștri au învățat multe meșteșuguri frumoase prin participarea la diferite cercuri de creație. A însemnat diversificarea activităților din cadrul centrului și valorizarea acestora prin valorificarea lucrărilor realizate în cadrul parohiei. Copiii au învățat să împletească brățări, cruciulițe și metanii, să picteze pe sticlă, să învețe religia prin cântec și acum mai cântăm la activități cântecul cele 10 porunci, să facă bisericuțe din hârtie, diferite crafturi, coșulețe de Paști, felicitări tridimensionale pentru sărbătoarea nașterii Domnului, pentru Sfintele Paști, Ziua Mamei, sau obiecte decorative prin tehnica origami, tehnica quilling, mărțișoare și altele. Pentru colectare de fonduri s-au realizat expoziții de Paște, de Crăciun, de mărțișor, cu vânzarea produselor realizate de către copii în cadrul atelierelor, cercurilor de creație. Așa s-a și născut ideea unui magazin al copiilor, pentru care aceștia au confecționat lucrări și obiecte decorative. Au colectat jucării, jocuri diverse, pe care le-au valorificat și au adunat fondurile necesare achiziționării de daruri pentru nevoiași, copii sau bătrâni, pentru plata transportului în cadrul pelerinajului la mănăstiri și pentru organizarea excursiilor, cum a fost la Sfântul Ioan Casian, Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, pentru achiziționarea materialelor necesare activităților, atelierelor de creație și pentru alte activități ale Centrului Educațional Inovativ Sfinții Părați Constantin și Elena. Una dintre cele mai emoționante activități a fost vizita copiilor la Căminul de Bunici, adică la Centrul de Îngrijire și Asistență Poarta Albă, județul Constanța, unde prin prezența lor au adus lumină pe chipurile bătrânilor, copiii învățând astfel în chip practic să mângâie pe cei întristați, să hrănească pe cei flămânți, să adape pe cei însetați și să cerceteze pe cei bolnavi. Odată cu această activitate, ne-am dat seama că mila, altruismul și generozitatea vor spori în sufletele copiilor noștri, nu prin teorie, ci prin exemplu și practică în săvârșirea binelui. De aceea, am prezentat copiilor că ei pot fi mesagerii iubirii lui Hristos pentru copiii săraci, pentru bătrânii singuri și abandonați, pe care trebuie să-i vadă ca bunicii ai noștri, pentru toți cei care au nevoie de ajutor. I s-a arătat copiilor că în satele noastre sunt mulți copii care nu au multe din lucrurile pe care le au ei la oraș și s-ar bucura dacă ar primi daruri. De atunci, în fiecare an, copiii se mobilizează, aduc de acasă haine, jucării, cărți, dulciuri, produse de igienă. Apoi, la biserică, le ambalează sub forma unor cadouri, pe care le dăruiesc de Sfântul Nicolae copiilor de la sat. Până acum am reușit să mergem în localitățile Movila Verde, Siminoc, Nisipar și Ivrinezu Mare. La întoarcerea în biserica parohiei, copiii primesc la rândul lor daruri de la enoriașii noștri, ca să învețe că dăruind vor dobândi. Am vizionat desene animate creștine, filme pentru copii creștini, precum Viața lui Isus, Minunile lui Isus dublate în limba română, despre Sfintele Taine, am folosit un DVD cu aplicații,
Folosim videoproiectorul, calculatorul, obținute ca donații, tot datorită copiilor. Copiii au participat la diverite concursuri lansate în cadrul bisericii, Arhiepiscopiei sau Patriarhiei Române, obținând de fiecare dată rezultate bune și chiar premii. Aparat foto, sistem audio, tabletă, acestea obținute în cadrul concursului de la proiectul Alege Școala din 2011. Diplome, cărți, iconițe, precum la concursul național de mini-proiecte duhovnicești Sfânta Euharistie, Lumina Vieții Creștine. În fiecare an s-a organizat la biserică Ziua Copilului, 1 iunie. Am mâncat tort, ne-am jucat, ne-am bucurat de Ziua Internațională a Copilului. Prin îndreptarea atenției către copii, prin bucuria și lucrarea adusă de copii, am observat o implicare a părinților, bunicilor și a membrilor parohiei, care au devenit mai interesați de activitățile și slujbele bisericii și au dorit să fie alături de copii la Sfânta Liturghie și la activități filantropice. Copiii au ajuns de multe ori să fie reprezentanții parohiei noastre ca modele de dăruire, jertfă, bucurie, optimism, transmițând aceste lucruri tuturor enoriașilor noștri. Spațiile și baza materială pusă la dispoziție și deținute de parohie, precum și dragostea unor oameni pentru lucrarea bisericii, manifestată prin donații și sprijin efectiv, au asigurat și vor asigura în continuare infrastructura necesară viabilității și continuității Centrului Educațional Inovativ Sfinți Împărați Constantin și Elena din Megidia. Mai sunt încă multe de făcut. Mai este loc pentru profesorii care ar dori să se implice în această lucrare de suflet, pentru voluntari, pentru alți copii care vor dori să devină participanți la activitățile educative și de voluntariat. Îndrumând copiii spre biserică, ne facem împlinitori ai poruncii Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Îi consider pe copiii ce au participat de-a lungul timpului la activitățile Centrului Educațional Inovativ Sfinți Împărați Constantin și Elena, în rând cu ctitorii și binefăcătorii parohiei noastre, să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem și mai departe să oferim oportunități de a-i pune împreună pe oameni în lucrarea Evangheliei Domnului Hristos. Prin bucuria, sinceritatea și optimismul lor, acești copii m-au motivat să fiu alături de ei și împreună cu ei în toate activitățile organizate și derulate în parohie. Și nu numai, și m-au învățat că niciun obstacol nu este de neînvins.